cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața! Cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț. Suntem în data de 9 iunie. Dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel, nici n-am cum să verific acum foarte repede. Astăzi e ziua lui Caragiale, cumva? 30 nu? Ianuarie. 30 ianuarie, dar nu știu ce aveam eu cu Caragiale astăzi. Nu știu ce mi-a venit. Am greșit. Da. Mesagerul de Neamț a apărut numărul 540. Un număr în care vă invităm să citiți despre câteva rezultate deosebite ale unor copii de la Browner, de la școli din județul Neamț, pentru că până la urmă asta contează. Să citiți și despre prea frumosul Apa Serv, de data asta varianta de la Târgu Neamț, în care angajații și liderul de sindicat aduc mai multe acuze conducerii. Răspunsul celor de la Apa Serv este bapea voastră. Așa, când am făcut o cerere și noi am publicat inclusiv răspunsul, dar lucrurile s-au închis în momentul în care liderul de sindicat spune că a fost la domnul Arsene și domnul Arsene i-a zis: băi băiete, uite care-i treaba, directorul de la Târgu Neamț este bun. E băiat bun. Dacă este băiat bun, lucrurile s-au închis. Case closed, cum zicea un clasic în viață la Piatra Neamț. Un alt material despre speranță, șansă și nenorociri din sănătate, interviu cu profesorul universitar dr. Victor Costache. E partea a doua a interviului cu domnia sa. Merită, mai ales că acest interviu poate fi citit într-o notă, cum să spun eu, la zi cu ceea ce se întâmplă în momentul acesta în România. Avem și alte materiale interesante. Continuă serialul de mare succes cu medicii noi la Spitalul Județean. Lumea este dornică să vadă că vin medici noi care par să nu fie încă introduși în sistemul acela pe care îl cunoaștem cu toții. Mai sunt și alte materiale, cine vrea le poate descoperi. Singur, rubrica de bârfe de data asta este centrată pe cel mai important oraș din județ, pe Târgu Neamț. Se intitulează Haida de la bârfe de Târgu Neamț, Nababu și Nepoptu, flagrant sub camerele primăriei și încă una din primărie. Vă invit să le urmăriți. Astăzi, după ce am prezentat ziarul, prezint și pe invitatul de joi, de fapt singurul invitat din săptămâna asta, dacă mi-aduc bine aminte, și din săptămâna trecută, că n-am mai avut invitați în emisiune, am simțit nevoia să mă desfășor singur, domnul Liviu Harbuz, bună ziua! Bună dimineața, mă bucur să revin în direct. Sunt puțin îngrijorat pentru că forma în care v-ați aflat săptămâna asta s-ar putea să-mi cauzeze mie leziuni cerebrale. Nu, vă anunț foarte clar, anunț de la începutul emisiunii că Mesagerul de Neamț a luat o hotărâre istorică începând de aseară. Ne transformăm în ziar cultural, ziar cu care se promoveze hairstyliștii, bucătăria, agricultura, creșterea animalelor. Nu mai vrem să vorbim despre ferme ale animalelor. Și la ferme ale animalelor mă refer la administrații și politicieni. Deci v-am găsit și o rubrică la care pot să... Deci de-abia aștept să facem o emisiune ca pe vremea când nu erați în administrație și în politică. Sau erați, adică, în politică... Adică numele meu va fi Orwell, adică ferma animalelor. Da, deci la modul serios ne transformăm, pentru că nu se mai poate. Deja senzația este că aluneci pe gheață, fără niciun fel de folos, poți să scrii orice, oricum. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă după 5, 6, 7 ani și toată lumea zice: bai, și ce? Ce-o pățit? Vax albina. Eu cred că
alunecăm pe propriile umori. Absolut. Niciun fel. Fiecare este pe umoarea lui, ca să spunem așa. Așa este. Bun. Despre ce discutăm astăzi? Păi, dumneavoastră o să mă provocați pentru că... Dar n-am de ce să vă provoc. Mie îmi convine să discutăm. Da. Deci despre ferma animalelor putem discuta oricând. Adică... Se discută de peste 50 de ani, de când, sau 40 și de când a apărut cartea. Și cred că mai putem discuta încă 100 de ani, pentru că va fi mereu un subiect la zi. Bun. Atunci, dacă... Toți vorbeați de caragiale. Normal, în fiecare zi ni se pare că e ziua. Deci de asta am zis, am greșit, eu nu știu ce am avut în capul meu cu caragiale în dimineața asta. Caragiale e prezent în fiecare zi printre noi. Bun. Atunci, haideți să... Uite, de la ce pornim discuția. Ieri, un vașnic lider local din PNL... L-am întrebat așa, prietenește, măi, cum colaborați voi cu PSD-ul? Și domnule, uite care-i treaba, ți-o spun pe aia dreaptă. Eu știu că dacă îți spun, nu spui decât la televizor, dar nu îmi spui numele. Nu îți spun numele. Nu ne convine, domnule. Ne convine. Suntem în majoritate acum, vom fi și în majoritate după alegerile celelalte. Aducem alegerile parlamentare cu alegerile locale, că altfel nu trag primarii. Și... facem o frăție care merge mai departe. Cum să spun? Și facem totul. Adică acum ne înțelegem la centru, dar ne înțelegem după aia și pe plan local. Ne împărțim totul. Pornim de la Curtea Constituțională în jos. Și împărțim totul. Nu ne mai trebuie nici din ăștia micuții cu partide mici, gen USR, nu spun pro-România, nu ne mai trebuie nici alții. Și nu, domne, mergem așa, totul este ok, fiecare zice ce vrea și noi mergem înainte. Ce părere aveți? Ce părere aș putea să am? Lucrurile astea sunt perpetui și eu cred că ceea ce se întâmplă acum nu e prima experiență de alianță. Astfel de alianță, dar desigur în alte societăți mai mult evoluate, cum ar fi Germania, au funcționat aceste alianțe stânga-dreapta, care de fapt sunt create în interesul, cel puțin declarativ, în interesul societății pentru asigurarea unor majorități, a unor echilibre în perioadele de criză. Așa a fost și justificată această alianță vis-a-vis de criza și crizele prin care trecem. Desigur, în fiecare partid există oameni care chiar sunt preocupați de obiectivele sociale, de obiectivele nu neapărat politice, ci mai mult administrative, sociale și economice, dar sunt și cei că tot ne propuneam noi să vorbim la un moment dat despre specule în politică, în societate, în economie, specula emoțională, specula în mass media. Cred că în aceste construcții există și fenomene speculative. Există oameni care speculează momentul, conjunctura, își găsesc un loc călduț și își asigură un mandat mai scurt sau mai lung, comod și, desigur, profitabil pentru propria persoană. Și foarte, de foarte puțin ori mandatul este prelungit și de lege. De foarte puține ori. Bun, atunci când vorbim despre lege, vedem că invocăm mereu legea, avem legi pe care nu le respectăm în continuare, avem tot felul de decizii ciudate ale justiției, unele justificate, altele, îmi pare rău că comentez decizii ale justiției, dar foarte multe dintre ele aberante, și când spun aberante, mă refer în primul rând la modul în care se face justiție în România, în sensul în care un proces poate dura 2, 4, 6 până la 15 ani, iar persoanele respective în această perioadă, normal, conform Constituției, beneficiază de prezumția de nevinovăție,
dar rămân decidenți foarte puternici în zona de top management administrativ și politic, rămânând în acest context și niște repere de moralitate, desigur, cu ghilimele de rigoare, ceea ce dăunează grav sănătății societății, sănătății politice și, desigur, cele administrative, pentru că, până la urmă, vrem, nu vrem, cea mai apropiată de pielea noastră este decizia administrativă care ne influențează în fiecare zi, care ne poate crea un nivel de bunăstare mai bun sau mai prost. Bun. Haideți să vedem. Deci, opinia publică, mă rog, eu nu folosesc cuvântul ăsta în sensul pe care îl folosește toată lumea, a aflat că niște refugiați ucrainieni vor fi scoși în stradă, aruncați în stradă, relocați, folosiți termenii folosiți în diferite materiale de presă, și de aici a apărut o situație, primăria a dat niște explicații, explicațiile au venit așa în scară. Care e percepția noastră de la București? Nu e o percepție de la București. Eu mă aflu acum în concediu medical, din păcate. Este o percepție din interior, pentru că mă identific cu această decizie a primarului. Eu cred că a fost o decizie corectă, speculată emoțional, așa cum, că tot vorbeam despre speculă, speculată emoțional de anumiți reprezentanți ai mass media, dacă îi putem numi pe unii reprezentanți ai mass media. Mă rog, haideți să nu vorbim despre alții în lipsa lor. Nu, dar nu vorbesc, că vorbeam așa, în general, despre principii, nu vorbesc despre persoane. Okay. Nu mi-aș permite. Vorbeam despre identificarea mea cu funcționarul, pentru că până la urmă îmi place, nu-mi place și eu sunt un funcționar, sunt nu funcționar public, dar sunt funcționar contractual în cadrul primăriei, în calitatea pe care o am. Și cred că decizia este o decizie corectă, de bun simț. Nu i-a aruncat în stradă nimeni pe ucrainien, deci este noaptea minții, cum să-i arunci în stradă. Dar după cum știm, în Strand au fost cazați, în acele căsuțe, celebrele căsuțe din Strand, au fost cazați refugiații ucrainieni în perioada extra sezonului estival. Începe sezonul estival, iar Strandul este mai mult decât un punct de atracție, este un obiectiv turistic, este un obiectiv în care primăria își dorește să investească pentru a crea un pol de atracție. Aici se vor desfășura evenimente, se vor desfășura chiar evenimente de noapte, la ore târzii, care înseamnă muzică, care înseamnă aglomerație, care înseamnă concerte, care înseamnă diverse petreceri. Ca să nu mai vorbim că în zona Strandului avem și cort de nunți, adică e așa un mix de entertainment public și entertainment privat. Ideea era că acești oameni sunt multe mame cu copii acolo, nu pot rămâne în mijlocul unor astfel de evenimente care creează până la urmă un disconfort prin zgomot, prin aglomerație și desigur cu tot ce implică astfel de evenimente. În același timp, primăria are o strategie pentru renovarea acestor căsuțe, care ne place, nu ne place, sunt singurile locații care au mai rămas, locații de cazare, foarte utile acestor evenimente organizate de către primărie, repet, în Strand, care este un pol de atracție turistică, dar și un pol de atracție pentru ceea ce înseamnă evenimente sociale în orașul Piatra Neamț. Eu înțeleg foarte bine și eu cred că s-a demonstrat empatia nemțenilor,
față de refugiații ucrainieni. Eu înțeleg foarte bine această, hai să spunem, un reflex, deși până la urmă nejustificat, în care ce ar trebui să se întâmple? Să blocăm acele căsuțe, să le creăm disconfort refugiaților, doar pentru că unii sunt ipocriți și invocă, speculând emoțional, această relocare, care este o relocare în condiții similare, chiar mult mai bune, dar să vorbești despre faptul că primăria a trăit pe spatele lor, că a primit bani. Primăria a primit bani pentru aceste cazări, așa cum va primi și noua locație și viitoarea locație printr-o lege. Deci nimeni nu s-a folosit de refugiați. Adică mie mi se par lucrurile total deplasate în aceste comentarii. Este clar, e nevoie de o relocare a refugiaților, este o decizie administrativă. Eu cred că primarul și primăria au dreptul de a-și implementa politicile proprii, pentru că până la urmă primarul răspunde de succesul sau insuccesul dezvoltării unei zone din orașul Piatra Neamțului. Cred că a fost un act de responsabilitate această decizie. Cred că ea se va face, desigur, în niște condiții cât se poate de umane și de legale. Adică să speculezi emoțional că cineva are ceva cu refugiații ucrainieni este total deplasat. Dacă îmi permiteți acum să spun și eu câteva lucruri. Speculațiile au fost favorizate de modul în care s-au făcut discuțiile, eu nu vorbesc altceva, între primărie și prefectură. Comunicarea între cele două instituții, ca să nu spun altfel, este una care nu funcționează, este în mod clar lucrul acesta. Nu caut vinovați aici nici la primărie, nici la prefectură. În definitiv, sunt niște personaje și într-un loc și în altul care își urmăresc interesele politice. Pe lângă ce și a viitoarele interese administrative. Mie nu se pare aici un interes politic. Domnul Harbus. Deci, hârtia care a plecat din primărie spre prefectură, spre Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, instituția prefectului Județul Neamț, această hârtie, nu știu dacă, mă rog, e greu de văzut, poartă data de 2 iunie. Scandalul a izbucnit în 8. Sau în 9, nici nu știu în cât suntem astăzi. În 8 iunie. 6 zile, da? Nimeni n-a vorbit despre asta. Nici prefectura n-a spus nimic. Nici primăria n-a anunțat că vrea să-i relocheze. Pe mine m-ar interesa foarte mult dacă cei din primărie care se ocupă de așa ceva au stat de vorbă cu refugiații ucraineni din strand să le spună: uite, domne, ne-am gândit la chestia asta. Ce părere aveți? Eu sunt de acord că acele căsuțe sunt improprii pentru ei. Sunt de acord că acolo trebuie făcute renovări. Dar, pe de altă parte, nu pot să accept ca cineva din primărie să trimită o adresă în care să vorbească despre contracte, o adresă semnată în numele primarului, ca primarul, nu știu cine a semnat-o, bănuiesc că e domnul administrator public după semnătură, și după aceea, când s-a văzut că nu e niciun contract, sau mă rog, o fi ceva pe acolo, dar nimeni nu le-a făcut publice, să venim cu adevărata situație care este în ștrand. Deci e clar o problemă de comunicare a situației, este clar că cineva din primărie nu și-a făcut treaba, cineva a semnat ca primarul fără să gândească... Dați-mi voie să vă spun... Deci, când semnezi o adresă către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, când știi că prefectura e cu lupa pe tine, știi că prefectura este cu lupa pe tine și a așteptat o întrebare,
domnul prefect de undeva și a dat după aceea toate documentele și până la urmă el și-a făcut interesul, iar cei care așteptau aceste hârtii au profitat de ele. Deci când trimiți către Comitetul Județean de Situații de Urgență o hârtie pe care o semnez, trebuie să te uiți, pentru că te gândești așa, bă, îl pun pe șeful instituției în numele căruia semnez într-o situație penibilă. Și nu e prima dată. Asta este problema. După aia, că au scris ceilalți, da, au scris pentru că au avut ce scrie. Asta este problema. Părerea mea. Părerea mea este cu totul alta și dacă pot să mă exprim. Vă rog. În primul rând, dumneavoastră, gândiți totul într-o notă politică. Nu putem funcționa la administrație doar fiind atenți mereu să nu deranjăm sau să nu ne vulnerabilizăm politic unii față de alții. Pentru că dacă vom sta și vom specula în permanență greșelile, fie a primăriei, fie a prefecturii într-o notă politică, nu vom ajunge nicăieri. Pe noi ne interesează actul administrativ. Ceea ce a spus dumneavoastră este foarte corect. Cineva din primărie a invocat, atunci când a redactat această adresă, a invocat niște contracte care existau, niște contracte care ne obligă la această relocare. Eu am vorbit cu acea persoană, are funcție de conducere și am întrebat, dom'le, unde sunt contractele? Vreau să le văd și eu despre ce e vorba. Nici eu nu știam despre acele contracte. Același lucru l-a întrebat și primarul. Și a zis, păi informația am primit-o de la administratorul nu știu care din ștrand. Ai văzut contractele? Nu, dar am luat informația de bună. Bun, dacă ai luat informația de bună, pentru asta ai să plătești. Și persoana respectivă și-a recunoscut vina, a invocat niște contracte pe care el nu le-a văzut. Și asta atrage după sine sancționarea administrativă a acestei persoane, a acestui director. Dar eu vă întreb, cu sau fără contracte, ca principiu, noi vorbim acum, deci ne agățăm de ideea de contracte. Și dacă nu erau contracte, se întâmplă același lucru, pentru că obiectivul este renovarea și dezvoltarea acestui obiectiv major din punct de vedere social și, să spunem, și turistic, pentru că, având în vedere ce evenimente vor fi și ce festivaluri se vor organiza, cu siguranță vom avea spectatori și participanți din alte județe, ceea ce înseamnă plus valoare pentru Piatra Neamț. Deci, acum ne legăm doar de existența sau inexistența unor contracte. Nu, aceste contracte nu sunt condiția esențială pentru demersul care oricum ar fi avut loc acela de relocare în condiții similare a refugiaților, fără a fi afectată, desigur, hai să spunem, bunăstarea lor în această perioadă și, în primul rând, confortul psihic. Pentru că nu, repet, nu-i putem menține acolo într-un mediu care nu are nicio legătură cu starea lor emoțională, psihică, fizică chiar. Adică nu o să ținem refugiați, mame cu copii, în mijlocul unor concerte sau unor petreceri de noapte, care asta e, avem nevoie. Pentru că, dincolo de confortul pe care îl oferim și l-am oferit și, repet, empatia pe care o oferim pentru refugiații ucrainieni, nu vă supărați pe mine, dar și cei din Piatra Neamț au dreptul la un confort psihic după stresul din pandemie, după stresul acestui război. Adică haideți să oferim echilibru pentru absolut toată lumea și să integrăm aceste crize pe care le avem, repet, crize sociale generate fie de refugiați, fie de ceea ce a însemnat pandemia în Piatra Neamț. Deci, vreau să vă spun și eu că dumneavoastră vorbiți de contracte. Eu nu am vorbit de contracte, nu le-am invocat într-un material scris, pentru că eu sunt convins că ele nu există. Ce contracte ai pentru căsuțe? Decât dacă ai niște obligații. Asta este altă poveste. Din punctul meu de vedere, eu nu vorbesc de ce au scris ceilalți. Problema instituțională care există în momentul acesta în primăria Piatra Neamț este următoarea. Pleacă documente oficiale din primărie
cum spuneați dumneavoastră, că un director s-a informat de la administratorul Strandorului. Deci, asta este problema importantă, din punctul meu de vedere. Important este, și nu uit, în emisiune, în direct, domnul primar mi-a confirmat, un proiect de hotărâre pleacă de la o simplă cerere, fără contract în spate, fără nimic. Domnul primar a zis așa, am plecat de la asta că era suficient ca să votăm. Cu tot respectul, asta este o chestie care înseamnă că ori domnul primar nu a fost informat corect de către juriști, ori nu știe partea asta de administrație. Nu poți să aprobi niște sume fără să ai în spate niște lucruri. S-a dovedit lucrul acesta. Adică nu e prima dată când la nivelul instituției pleacă... Domnul Bănănescu, asta se întâmplă în toată țara. Asta se întâmplă și în redacția dumneavoastră. Sunt de acord. Dar eu nu sunt primărie. Bun. Mai mult decât că atunci când au fost, să spunem, neînțelegeri în circulația documentelor, în comunicare, care sunt inerente în orice organizație din întreaga lume. Uitați-vă ce se întâmplă la nivel de instituții de referință, uitați-vă la NATO, uitați-vă nici nu știu ce, la Comisia Europeană. Se întâmplă. Nimeni nu e perfect. Absolut nimeni nu e perfect. Faptul că dumneavoastră ați sesizat niște lucruri așa cum a fost povestea cu competiția ecvestră, primarul a recunoscut și a spus, da, aici au fost lucruri neclare, bun, dar nu poți să-l acuzi pe primar de intenții sau de rea voință sau... Eu am spus neștiință în cazul ăsta. Nu e neștiință, doamnă Bălănescu, știți cum e? Întotdeauna din afară mi se pare că suntem foarte deștepți și că aia dinăuntru sunt proști. Nu, haideți să mai intrăm și înăuntru să vedem ce mi se poate întâmpla și nou. De exemplu, vă rog. V-aș da multe exemple, dar o să... Nu, că vreau eu să dau un exemplu. De exemplu, apropo de ce se întâmplă înăuntru și, se vede, și nu se vede în afară. Am avut celebra hotărâre cu Cult Festul, da? Și a fost foarte drăguță toată chestia, dar pe o informație care eu nu pot să o verific, că nu am acces la camerele din primărie, dar am înțeles că ședința Comisiei Juridice înainte de ședință s-a ținut în biroul unui oficial din primărie, nu unde se ține de obicei. Și acolo s-a pus la punct... Nu este prevăzut nicăieri. Unde se ține. Am înțeles. Nu este prevăzut nicăieri. Important este ea să aibă forum, să se respecte procedura. Deci o ședință a unei comisii se poate desfășura și în biroul primarului și în sala... Știți cine mi-a spus chestia asta odată? Când tot așa aveam o problemă la Consiliul Județean. Pe același tip de speță. Și mi s-a spus, dar ce dacă s-a ținut în biroul meu? Și nu e prevăzut în ce birou se bun, ține o ședință de acord, adică, de acord, dar când... Adică nu văd unde e problema. Nu este o problemă. Problema este că a fost atât, apropo de ce se vede din afară, atât de vizibilă o încercare de acoperire a unei chestiuni simple. Dom'le, am avut un proiect de hotărâre. Ok. Proiectul ăla de hotărâre, ca să spunem așa, și-a produs efectele înainte de a se face hotărârea. El era promovat deja, inclusiv pe site-ul primăriei. Și atunci, ce s-au gândit băieții de la Comisia Juridică? O să vă contrazic și uite, am primit de la unul din consilieri de ședința Comisiei Juridice s-a ținut în sala mare de consilii. Fac mea culpa. Deci informația dumneavoastră este... Vedeți, pentru că de obicei ședințele astea ar trebui să fie și ele publice. Știți că așa spun. Dar vedeți că mai greșește și presa. Dar eu n-am zis nimic. Eu am spus că nu știu dacă e adevărat. Baza în care... Dar voi mai verifica. Baza activității noastre este bazată pe informații. Da? Deci, haideți să vă spun. De exemplu, eu ieri aș fi fost foarte bucuros să... Să aflu de undeva de la primărie că s-au purtat discuții cu grupurile, era să spun parlamentare, viitor parlamentare a consilierilor. Și din ca să vă completez, ca să
vedeți că poate așa integrați și dumneavoastră informația. Așa. După ce a avut loc ședința Comisiei Juridice, în biroul primarului s-au întâlnit membrii Comisiei. Deci era totuși o... N-am înțeles, dar interzis sau... Domnul Bălănescu, noaptea minții, dacă stăm să urmărim și dacă și-au pus chiloții peste pantalon sau nu... Eu prefer să nu-l spună deloc. Și eu prefer la fel. Ideea este că s-au întâlnit în biroul primarului cu cei care organizează acest festival. Pentru că au avut nenumărate întrebări pentru clarificare. Eu nu văd în comunicarea asta, care, indiferent că se ține în baie la primărie sau se ține în sala de consiliu sau în biroul primarului, eu cred că facilitarea comunicării ne poate duce într-o zonă cât se poate de sănătoasă. Adică nu înțeleg de ce să invocăm locația în care... Nu invocăm locația, invocăm modul în care... O instituție publică nu s-au întâlnit nici la bar, nici la restaurant, s-au întâlnit într-o instituție publică în care fiecare cameră are aceeași greutate, fiecare încăpere are aceeași greutate ca și sala de consiliu, ca și biroul primarului, ca și biroul unui director general. Adică ăsta este un motiv pentru care... Nu. Domnul Harbuz, nu ăsta este motivul pentru care dezbatem subiectul. Motivul pentru care dezbatem subiectul este că cineva a promovat o hotărâre, după care hotărârea respectivă a ajuns în discuție, ea fiind deja promovată de site-ul primăriei. Da. Asta este problema. Problema de fond. Și atunci mă lăsați și pe mine să cred. Să cred că a fost o înțelegere ca să-i... Pot dă-mi nicio înțelegere, că sună lucrurile astea. Am mai citit și în alte zone că, de fapt, oamenii, mafia primarului... Dar nu e mafia primarului. Este pur și simplu faptul că șefa de la PSD și șeful de la PMP n-au venit la ședință. Dacă participau în seală, mai era nevoie de 2 voturi în plus. Ca să treacă proiectul. Aici dezbatem un proiect care nu are o importanță foarte mare pentru oraș. E vorba de principii. E vorba de principii, absolut. Iar ce ați spus dumneavoastră este foarte corect. Și eu am întrebat de ce a apărut promovarea acestui eveniment înainte ca el să treacă prin Consiliu. Argumentele care mi s-au adus este foarte târziu. Dacă nu promovăm evenimentul, se pierde esența acestui eveniment. Și sunt convins ca om de cultură și fost profesor de istorie că înțelegeți lucrurile astea. Asta da. Adică... În fine, cred că dezbatem lucruri fără valoare. Nu cred că aici sunt problemele. Dacă tot vorbim de principii, haideți să vorbim despre principii. Nu pot să-l acuz pe cine, pe Carabelea, să-l acuz că el are relații oculte. A făcut el așa o strategie cu niște ONG-uri care să le dea bani. E departe. Este foarte adevărat, primarul Carabela are un profil de ONG-ist. Probabil că, fără să vrea, întotdeauna va favoriza ONG-urile, ceea ce e foarte bine. Pentru că orice societate modernă se dezvoltă într-o proporție foarte mare în baza relației cu ONG-urile. Cu ONG-urile care, de fapt, înseamnă societate civilă. Că ne place cum ne place, asta e. Dar dacă lucrurile ar apărea avantaje în zone... De presă, ar fi altfel scrise. Ar fi fost foarte bine. Domnul Harbuz, haideți să vă spun ceva. Primesc un mesaj acum și dacă prin absurd îl promovez proiectul și nu trece, nu este și asta o eroare gravă? Ba da. Cine v-a scris are mare dreptate. Asta am spus eu. Și dacă nu trece proiectul. Dar e foarte adevărat că despre acest proiect s-a știut, s-a discutat înainte și previsele pentru a fi trecut erau foarte mari pentru a fi votat. Cu 2 voturi negative în comisie.
Nu e vorba doar despre acele două voturi. Acolo intervine jocul politic pe care dumneavoastră îl invocați și de care mie mi-e scârbă și o spun public. Mie nu mi-este scârbă. Mie mi-e scârbă pentru că atunci când vii și speculezi politic un subiect care ține de viața cetății, de societate, e o mizerie. Adică eu înțeleg lupta politică. Eu înțeleg să speculezi greșeli, hai să zicem, de discurs, de atitudine, dar nu să faci rău unui segment al societății doar ca să ai tu un beneficiu politic. Adică lucrurile astea sunt deja peste puterea mea de înțelegere. Deci, repet, într-adevăr, și primarul a recunoscut că nu este ok că s-a promovat înainte, dar argumentele, repet, au fost unele de, la nivel tehnic, de, legate de partea tehnică a promovării. Da. Niște mesaje. Asta mă uitam. Dar nici eu nu am intrat pe telefon cu greu, că nu reușesc. Eu nu am permis, că dacă intru și pe telefon încep să țip. Da, mă rog, este un spațiu liber, ca să zic așa. Domnul Brâu Roș, măi, oameni buni, sunt locuri libere la tabere, la chimie, nu-i dă nimeni în stradă. Așa. Având în vedere că există alte spații care ar fi problema. Da. Păi cu atâtea consilieri și sfătuitori, cum poate greși, spune cineva, apropo de domnul primar. N-a greșit primarul. A greșit un director care și-a asumat și care va fi sancționat de către primar. Scurt. Da. Păi, în logica asta, directorul a greșit, ar trebui ca primăria, a domnul primar să renunțe la o parte din profilul de ONG, să îmbrace profilul de primar, ca să spun așa, și să spună niște lucruri care noi tot le spunem aici. Dom'le, a greșit ăla, nu-l împușcăm, dar hai să știm și noi cine e ăla care a greșit. A făcut ăla promovare, a făcut-o singur, a făcut-o la de capul lui, a primit ordin, n-a primit. Am promovat un proiect cu o cerere. Păi domnul secretar de acolo și-a făcut sau nu și-a făcut treaba? Adică lucrurile astea, dacă încetează, să știți că nu mai are nimeni nicio problemă cu primăria. Nimeni. Noi oricum am anunțat că nu mai scriem de acum, că vorba aceea, acum ați înțeles de ce am spus că nu mai scriem. Ne-am săturat de aceste lucruri. Da, se speculează hârtii pentru că sunt făcute prost. Dacă ar fi fost făcute bine, nu se speculau. Asta e tot. Eu am spus bravo domnului primar și echipei sale că a demolat chioșcurile care erau și alte construcții ilegale care erau pe raza municipiului. Am primit și cu chioșcurile de la nu știu ce firmă de înghețată, ca să nu-i fac reclamă. Întrebarea mea, am citit sumele, 113.400 de lei, neîncasați nu știu ce. Cine a facilitat aceste lucruri? N-am primit răspuns la întrebarea asta. Cum s-a putut ca ăla 3 ani de zile să nu plătească nimic? Astea mă dor pe mine, eu nu știu pe restul. Pe mine mă dor lucrurile astea așa cum mă doare că la Consiliul Județean... Domnul Bălănescu, știți bine și ar fi bine să faceți aceste precizări, mai ales că subiectul cu chioșcurile l-ați discutat cu mine... Absolut, fără discuție. Da. I-am spus că primăria a promovat aceste lucruri. Am spus lucrul ăsta. Această poveste este o poveste moștenită. Absolut. Au fost încheiate contractele cu administrația Carabela. În momentul în care ele au fost sesizate și identificate. Așa e. Aduceți-vă aminte că eu când am venit în primărie v-am spus că în zona de patrimoniu suntem praf. Corect. Și că, evidențe, și că o să ne trebuiască 2 ani să descoperim toate pe foarte corect. Din urmă. În momentul în care oamenii din chiar directora de la patrimoniu a sesizat acest aspect, a luat măsuri, au fost demolate, au fost mutate, deci s-au luat măsuri. De acord cu dumneavoastră, am spus-o, am spus-o eu, că e foarte bine că s-a întâmplat. Pe mine, ca cetățean, mă interesează așa, cei care au greșit, măcar li s-a spus că au greșit? Mulți
de trei nici mai sunt în primărie. Și apropo de cei care au greșit, uitați-vă ce se întâmplă cu Publiservul, cu foștii directori, că poate aveți ceva de spus și acolo. Dar noi am scris, noi nu trebuie să spunem. Noi am scris, pe site-ul Mesagerul am scris, suntem singurii care am scris. Nu, mă refer la cei care le-au fost imputați. Da, da. Dar toți ăștia care au lucrat acolo la Publiserv... Toți ăștia lucrează în continuare, domnul Bălănescu. Uitați-vă, vorbim despre un președinte care este condamnat penal în primă instanță. Vorbim de un vicepreședinte la Consiliul Județean condamnat penal în primă instanță. Sau nici nu mai știu în ce fază e. Vorbim de un vicepreședinte care are datorii la stat după ce a devalizat o societate a Consiliului Județean. Dar este vicepreședinte la Consiliul Județean. Este vicepreședinte la Consiliul Județean. Vorbim despre un prefect care la fel îi se impută o sumă de nu știu cât pentru perioada în care a fost director la Publiserv. Chiar nu putem fi conduși decât de astfel de profile? Eu nu cred că îi putem găsi lui Caramelea astfel de apucături. Și s-a demonstrat că, în afară de apetența pentru ONG-uri, care se pare că a devenit așa un live motiv pentru media, domnule Caramelea e un ONG-ist, mai bine ONG-ist decât comunist, domnul Bălănescu. Acum depinde, domnul Harbuz. Știți cum e? Eu încep să mă îndoiesc? M-a sunat ieri un fost comunist de frunte, mare. Noi doi suntem doi foști comuniști. Eu recunosc că am fost, dar nu așa de mult timp. Nu atât de mare. Așa. M-a sunat un fost comunist, de frunte, din județul ăsta. Știți ce mi-a zis? Ceva de genul ăsta, încerc să citez. Suntem un grup de oameni pensionari care vrem să vă semnalăm un lucru. Că noi am pus umăr de la umăr să refacem baza hipică. Și că vă rog să nu mai vorbiți acolo, că acolo se face un eveniment, așa zic, dom'le, bun, ați spus umăr de la umăr, foarte frumos, apreciez implicarea noastră, dar vă întreb, cu proprietarul ați vorbit? Păi, dar baza hipică e a orașului. Domnul, am încercat să explic că nu-i chiar așa, ce cum, dar noi am construit-o în 80 și nu mai știu. 76, 86. Așa. Am construit-o, am adus oameni la muncă voluntară, că se face. Da, zic, dar nu mai e cazul. El ne critica de ce am scris noi despre baza hipică și am spus că acel concurs internațional să ne-ar putea să nu fie internațional și ne mai critica că, uite, că din cauza voastră nu primim premiile integral acolo. În condițiile în care, cel puțin premiul de la Cupa TCE3 Bra, sunt convins că au primit banii. Sunt mai mult decât convins și 15.000 îi primesc sigur de la primărie. Domnul Bălănescu, ziceți că primesc banii ăștia cadou sau... Știți ce mi-a spus? Sponsorizarea de la primărie. Că așa au înțeles. Așa au înțeles ei, dar dumneavoastră ați înțeles foarte bine și... Eu v-am relatat apropo de comuniști. Nu, să nu comunicați într-un mod greșit, pentru că o să creadă lumea că primăria dă așa cadou acestui eveniment ecvestru banii. Dacă nu îi dă, de ce nu îi dă? Dacă îi dă, de ce i-a dat? I-a dat într-un cadru legal. I-a dat în... Bine. Bun. Nu, i-a dat într-un cadru care a devenit legal după votul în Consiliu. Lăsați loc la nuanțe, care aceste nuanțe... Promit că de mâine nu mai... Nu, dar oamenii o să creadă că, dom'le, s-au făcut aranjamente, că s-au dat, adică ce aranjament se poate face că primăria finanțează premiile într-o competiție, nu știu cât de internațională e, până în alta, ea apare ca fiind internațională, care are tradiție la Piatra Neamț, pe care oamenii și-o doresc. Adică ce a făcut, ăsta este rostul acelui capitol din bugetul primăriei. Să inițieze și să premieze, să încurajeze astfel de evenimente. Dacă nu le face, de ce nu le face? Când le face, de ce le face? Nu e bine niciodată. Dar e foarte bine. Rostul. Cei care sunt la putere își asumă.
cine nu-și asumă să meargă acasă. Eu, de exemplu, îmi asum tot ceea ce spun. Credeam că spuneți, eu, de exemplu, merg acasă. Dacă ajută pe cineva, n-am nicio problemă. Da, haideți să... N-am nicio miză politică și nici nu mă interesează că cineva spunea că cu toții avem... Zice, domnule Harbuș, cu toții aveți în spate niște interese. Iar spun eu ce interese am eu sau mulți care chiar cred în administrație și chiar cred că trebuie să facă ceva bun pentru cetățeni. Acum să vă mai spun ceva la final de emisiune. Criticile astea care vin în valuri la adresa primăriei sunt, din punctul meu de vedere, sunt urmarea faptului că erau așteptări foarte mari. Așteptări la ce vă referiți? Așteptări foarte mari după... Ce să facă? Ce poți să faci cu un buget care e așa cum e? Ce poți să faci când ai moștenit niște datorii cât casa pe care trebuie să le refinanțezi? Și când vii cu un proiect de refinanțare, ți se spune că a face carabela, inginerii financiare, că nu e bine. Orice face nu e bine. Vin să modernizez orașul cu cele trei culoare de mobilitate urbană. Vin să vorbești despre Smart City. Adule, terminați cu Smart City povești. I-aș ruga pe cei care vorbesc în felul ăsta despre primar și primar. Uitați-vă la televizor, mai citiți o carte, mai intrați pe internet, mai informați-vă. Încercați să fiți informați. Păi eu, informați corect. Eu am încercat să mă informez, de exemplu, la conferința de presă în care domnul Muscalu, extrem de democratic, ne-a spus că, domne, nu mai criticați proiectele astea. Că a zis unul că sunt proiecte proaste. Am spus-o eu în emisiune cu dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte, că sunt proiecte proaste. N-am spus că sunt proiecte proaste. Eu am spus că sunt proiecte proaste. Nu, dar noi am fost de acord de atunci. Noi am vorbit despre riscurile pe care le implică și noi am cântărit atunci dacă ele vor putea fi duse până la capăt în noua conjunctură și în nou context economic și am vorbit despre, dar nu despre oportunitate, pentru că până la urmă ele sunt oportune. Deci nimeni nu a spus că nu sunt oportune. Eu am spus așa, că aceste proiecte sunt proaste și îl salut pe domnul Muscalu cu această ocazie. Pentru că, pornind de la primele studii, niște jmecheri, eu nu știu cine sunt, nu mă interesează, e treaba primăriei ce a preluat. E un proiect european. E un proiect european, domnul Arbuz. În momentul în care niște tipi fac un studiu de prevezabilitate și ei spun că n-au văzut stâlpii de electricitate pe stradă și în intersecții, înseamnă că e o chestie proastă. Proiectul este foarte bun, trebuie modernizat orașul ăsta, ideea proiectului este foarte bună, dar modul în care s-au făcut hârtiile alea tehnice îmi permit mie... Vă referiți la proiectare. Sunt greșeli în proiectare. Corecții în proiect. S-au cerut corecții. E foarte adevărat și cu stațiile acestea. Stații care nu sunt poziționate corect. Da, așa a fost proiectat. Știți ce înseamnă fonduri europene? Trebuie să respecti ad literam, chiar dacă îți vine o stație de autobuz pe tur la biserici. Nu cred. Am experiență în fonduri europene, nu-mi spuneți. Dacă vine pe tur la biserici, el zice că e corect și îți decontează. Dacă o pui și dar tu ca beneficiar... Tu ca beneficiar, când ai văzut proiectul și e tur la biserici, nu îi spui, ia mai du-te mă în aia mătii. Asta e altceva. Despre asta vorbim. Și s-au făcut corecțiile necesare. Era un proiect făcut pe genunchi, cu lipsuri. Am spus noi. Nu, acum vine domnul Muscalu și spune, n-aveți voie să spuneți. Ba, avem voie să spunem. Am să vă spun ceva. Domnul Muscalu este un om extrem de tehnic, care nu comunică întotdeauna foarte corect politic, ca să zic așa, și dânsul care stă zi de zi în șantier nu înțelege nuanțarea acestor... Am înțeles. Știu ce cadou o să-i fac de ziua lui.
Am o carte. Să nu spuneți acum. Nu o spun acum? Nu. De ce? E bine, poate și-o ia dinainte ca să scurtăm, să scurtăm etapele. Da, deci eu observ, acum lăsând la o parte primării, așa, așa cum discutăm noi, că ne... Eu observ că tot mai mult autorități de la președinție până la primărie încearcă să impună stilul autoritar de comunicare. Adică, pornind de la faptul că Putin este vinovat pentru criza alimentară, creșterea numărului de femei gravide în lume, pe tot este vinovat Putin, și domnul președinte ne spune asta cu același ton cu care spunea despre PSD-ul cu UDMR-ul, deci cu aceeași chestie, același lucru se transferă și în teritoriu. Deci, Consiliul Județean nu comunică decât cum vrea el, ce vrea el și cât vrea el. Nici acum nu știm, de exemplu, de ce proiectul de la UPU a fost retras, modernizarea UPU, și nimeni nu mai spune nimic de el, deși acum ar trebui să tăiem panglica acum curând. Încep tot mai mult să ne spună ce avem voie să spunem și ce nu avem voie să spunem. Și atunci, eu spun așa, haideți, domne, nu mai mimăm democrația. Spuneți-ne ce avem voie să spunem, cât avem voie să spunem și, dacă spunem altfel, canalul, nu știu, Ceahlău, lacul Izvorul Muntelui... Domnul Bălănescu, nu vă supărați pe mine. Poate că aveți dreptate acum, povestea asta cu Putin... Și cu femeile gravide, am înțeles. Și cu femeile gravide, da, și încălzirea globală. Povestea asta cu Putin, gândiți-vă că reprezintă o presiune majoră și mai ales psihologică. Vă povesteam discuția mea cu acel american când a fost la expoziție, care îmi spunea, voi cum vă simțiți în România? Zic, normal că ne e frică. Zice, păi dacă ne e frică nouă la Washington, dar amită vouă. Corect. Exercită o presiune majoră și o treabă foarte serioasă. Apropo de ceea ce înseamnă informare, media, informația și abordarea lucidă a informației, pentru că noi, practic, știți cum suntem astăzi, suferim de un fel de obezitate a informației, adică suntem obezi prin cantitatea de informații pe care o primim. Luciditatea cu care noi putem evalua dacă o informație este validă sau invalidă ține de fiecare individ. Nu vă victimizați și spuneți că aveți... Dar nu mă victimizez. M-ați văzut pe mine că mă victimizez? Eu vă dau un singur exemplu. N-aș vrea să mă leg de persoana mea. Eu sunt prezent la dumneavoastră în emisiune, am fost și înainte de a fi... Și la bine și la greu, ca să zic așa. Și la bine și la greu. Acum e mai greu, că sunt director de cabinet a primarului și o să ziceți că sunt obligat să-l apăr. Nu, sunt obligat și îl critic de foarte multe ori. Și spre deosebire de alții pe care i-am consiliat de-a lungul vieții, primarul este un om care acceptă criticile și chiar își face autoevaluare după fiecare critică și încearcă să repare lucrurile. În măsura și în limitele acelui profil pe care îl are primarul, pentru că primarul este un om onest, dar nu este un om agresiv, dur. Întotdeauna prefer arta compromisului, ceea ce pe mine nu mă caracterizează așa în general. Dar nu puteți spune că n-am fost prezent și n-am comunicat. Nu puteți spune, de exemplu, acum mă refer la relația între noi doi. M-ați întrebat vreodată, de când ne cunoaștem, o informație din ceea ce înseamnă spectrul administrativ sau politic și v-am mințit? Dar nu mai erați în emisiune. Exact. Nu mai erați în emisiune. Deci, eu nu discut acum despre dumneavoastră, despre mine. Eu discut despre instituții. Eu vorbesc despre un canal de comunicare pentru că eu sunt asimilat și pe bună dreptate cu primăria în momentul de față, fiind directorul de cabinet al primarului. Ceea ce vă spun este o formă de comunicare pe care eu am dezvoltat-o cu, cred că cu toată media din Piatra Neamț. Desigur, în limitele bunului simț, pentru că nu întotdeauna
Adică am și eu limitele mele de acceptabilitate. Da. Ce să zic, eu mă bucur că emisiunea este vizionată, că am discutat, că suntem bine după această discuție. Ca să spun... O să aflăm dacă mai suntem. Eu nu mai îmi fac probleme. Datorită dumneavoastră, n-am spus din cauza, datorită dumneavoastră am renunțat la un subiect astăzi, da, o să văd eu ce mai fac zilele următoare cu el. No, eu v-am făcut favoarea astăzi să vin în emisiune, da? Mulțumesc frumos! Pentru că era ziua mea, da? Da, bineînțeles! Nu știu, aveați, dacă vreați să faceți emisiune pe alt subiect și îmi spunea să stau cu mintea acasă? Că mai e și mâine o zi, dar am promis că de acum ne liniștim. Nimic, atunci vine și mâine. Deci ne liniștim. Ne liniștim, de acum vorbim despre lucruri mult mai plăcute auzului celor care ne urmăresc, adică despre fapte bune. No, domnul Bălănescu, dezbaterea e foarte sănătoasă, dar vrem o dezbatere constructivă. Adică să vii cu imagini, cu mame, cu copii în brațe care plâng, să spui că primarul a alungat ucrainienii din ștrand și a aruncat în stradă. Deci noaptea minții. Nu e fake news, este nesimțire. Lipsă de moralitate. Deci, domnul Harbus, repet, ziarul Mesagerul nu a publicat nimic pe această temă. Unde au publicat, aveți cale deschisă de dialog cu ei. Eu sunt de acord cu dumneavoastră într-un punct. Acela că n-a fost nimeni scos afară din ștrand și că, în mod normal, se pot găsi soluții altele, pentru că acolo începe sezonul, nu că se fac evenimente, că asta cu evenimente nu, aia este o chestie care e de gâgă, ca să nu mai spun de altceva. Deci, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar trebuie să fiți și dumneavoastră de acord cu mine că acele chestii de gâgă dau prilejul acestor discuții. Mă rog, haideți să o lăsăm. E așa de frumos afară astăzi. Nu știu cum e la București. M-ați dat afară. Păi da, aveai și 28 de minute. Plecăm în natură. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc și chiar a fost o plăcere pentru mine emisiunea de astăzi. Vă doresc cele bune, oameni buni. Asta a fost emisiunea Cafeaua de dimineață de astăzi. Nu mai avem nici cafea. Interlocutorul l-am trimis să ia aer, ca să spun așa. Plec și eu să iau aer. Mă rog, un aer mai urban aici, în zona în care suntem noi. Vă mulțumesc, la revedere, numai bine. Bogdan, nu tăia!